Sărbători mai luminate pentru toată lumea. Pe premisa asta a mers tineretul social-democrat din Mehedinți, sprijinit de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și alături de primarul comunei Obârșea de Câmp, Marinela Dumitrele, care în pragul sărbătorilor pascale au dorit să vină în sprijinul persoanelor vârstnice, cărora nu le trece nimeni pragul casei în această perioadă. Apropierea sărbătorilor pascale ne copleșește de fiecare dată cu emoție și ne reaprinde dorința de a fi mai aproape de semenii noștri, care sunt greu încercați de suferință, neajunsuri și sărăcie. Astfel, organizația TSD Mehedin, sprijinită de președintele Consiliului Județean și al PSD Mehedin, Aladin Georgescu, au ajuns în comuna Obârșea de Câmp, unde, alături de primarul comunei, Marinela Dumitrele, au dorit să le aducă un zâmbet pe buze și o masă bogată de Paște, unor doamne peste care au trecut ani, iar acum, la bătrânețe, s-au ales cu singurătatea. Marinela Dumitrele a fost mereu alături de cetățeni și a dorit, ca și acum în prag de sărbători, să le aducă o mică bucurie celor mai încercați de greutățile vieții. Într-o societate atât de concentrată pe bunurile materiale, momentele petrecute cu bunicii noștri constituie singura bucurie care ne rămâne în suflet. Astăzi am trecut pragul casei pentru a le ura sărbători fericite și multă sănătate, pentru că bunicii noștri, în primul rând, de sănătate au nevoie. Doamna Alexandra are 82 de ani și ne spune, emoționată până la lacrimi, că nu se aștepta la o astfel de surpriză și că prin astfel de momente, când are casa plină de oaspeți, singurătatea parcă dispare pentru o clipă. Vă bucură această surpriză din partea tineretului social-democrat în colaborare? Mă bucur, dar când plecat mi-e greu. Dacă sunt singură, de acum stau și mă gândeam în toate părțile și eu că fetele nu pot să vină ca au serviciuri, eu nu le oblig. Cum sunt sărbătorile de Paști pentru dumneavoastră? Greu. Așa mă gândeam acum că nu pot să mă duc nici să iau Paști. În anii trecuți veneau nepoții pe la dumneavoastră? Fata mea venea, dar era tot cu serviciuri. Ce să le mai oblig eu dacă sunt cu serviciuri? Aceste acțiuni au devenit o tradiție, iar tinerii social-democrați, îndrumați de primarul comunei Obârșea de Câmp, au ajuns la o altă doamnă a cărei poveste ne-a emoționat extrem de mult. Să-ți urăm un Paște fericită! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și matale și la copii. Ce faci? Uite, mă spălai, mă nasă să-i molită, mă. Că am făcut o treabă, doar n-am stat. Și mă spălai și-o pe gât. Acum ești, mai bine? Fumie bătrână, ce să-ți mai spun? Te-ai mai simțit amețită? Nu prea. Doamna din imagine ne spune cu lacrimi în ochi că speră ca și anul acesta de Paște copiii și nepoții să-i treacă pragul casei. În condițiile actuale, prin scumpirea alimentelor de bază, dar și a condițiilor de trai, foarte multe familii nu reușesc să se descurce. Organizația Tineretului Social-Democrat, sprijinită de președintele Consiliului Județean Mehedinți, dar și al Partidului Social-Democrat Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de primarul comunei Obârșea de Câmp, au decis să le dea o mână de ajutor, mai ales că acum se apropie sărbători pascale. Dacă vă bucură surpriza. Da. Și vă așteptați? Păi, păștițele, sănătate de la Dumnezeu. Aia e mai bună ca toate, fata mea. Să ai ce avea. Dacă nu e sănătos, dar eu sunt bătrână. Ce mă aștept sănătate de acum înainte? Aștept o moartea din zâzul. Când mi-a venit, atunci mă duc. Asta e. Să înțelegem că o să aveți sărbători de Paște mai fericite. Am, că ce să fac? Stau acasă, am de toate. Spuneți că în anii trecuți veneau de Paște aici la... Da, venea. Cătălin e plecat în altă țară, s-a cumpărat bloc. Copiii, fata mea, fac ce vor, nu mai sunt ca noi. Eu stam cu aceea. Se mai țin tradițiile aici la sat. Da, fata mea, și-am crescut aici. Un dar adevărat și ușor de oferit este acela care vine din suflet, pe care îl oferi cu bucurie și care, prin faptul că l-ai oferit, îți aduce împlinire și mulțumire. Asta știu tinerii social-democrați din Mehedinți, care și-au unit forțele și în acest an pentru a dărui bucurie și speranță. Aceste momente ne amintesc de ce facem politică. Noi trebuie să îmbunătățim viața acestor oameni, să le aducem bucurii, nu doar în preajma sărbătorilor, ci în viața de zi cu zi. Cred că menirea noastră a oamenilor politici este să facem bine acestor oameni și să încercăm fiecare la nivelul lui să facem lucruri pentru a avea acești cetățeni un trai mai bun. Acțiunile noastre ale Tineretului Social-Democrat
au fost susținute de președintele PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, și de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți și vicepreședintele PSD Mehedinți, domnul Ionică Negru, care, prin intermediul nostru, vor să vă transmită, doamnă, un mesaj de sănătate, fericire și sărbători cât mai liniștite să aveți. Dacă pentru mulți dintre noi sărbătorile sunt un prilej de bucurie, pentru cei mai puțin norocoși acestea aduncesc și mai multe lipsurile și singurătatea. Mă bucur că am putut să mă alătur acestei campanii a Partidului Social Democrat Mehedinți. Am venit astăzi în satul meu natal alături de echipa de la Tineretul Social Democrat Mehedinți. Mulțumim sprijinului acordat de domnul președinte Aladin Georgescu pentru a putea ajuta acești oameni nevoiași care în ziua de Paște nu își pot permite tot ceea ce vor și noi am putut să le facem niște sărbători mai frumoase. Prin gestul lor de solidaritate, tinerii social-democrați din Mehedinți au încercat să le facă sărbătorile mai frumoase și să uite măcar pentru o clipă de problemele cu care semenii noștri se confruntă. Coșul pentru sărbătorile pascale, prin care oamenii cu suflet mare s-au gândit să le însemineze sărbătorile persoanelor din categoriile vulnerabile, a constat în produse tradiționale, specifice și necesare pe masa unei familii, alimente neperisabile care vor face ca masa sărbătorilor pascale să fie mai bogată pentru cei care poate mulți ani nu s-au mai putut bucura de aceste sărbători pline de emoție și speranță.